ziua și bine ați venit la Zilele Bibliotecii Județene G. T. Kirileanu Neamț. Activitatea de astăzi face parte din seria de activități derulate de bibliotecă și de partenerii săi, dedicate anului european al patrimoniului cultural și marcării zilei de 9 mai, Ziua Europei. Mulțumim elevilor și profesorilor Liceului de Artă Victor Brauner, Piatra Neamț, ai Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț și ai Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale Luceafărul Neamț pentru promovarea tradițiilor locale într-o modalitate non-formală prin realizarea unui flash mob care, prin muzică, dans și port, încearcă să surprindă identitatea națională, amintindu-ne astfel de deviza Uniunii Europene, unitate în diversitate. Doina de Mihai Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare, vii muscale de acălare, de la mare la Hotin mereu cale ne ațin. Din Boian la Vatra Dornii au umplut 1000 de cornii și străinul te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale și-a făcut dușmanul cale, din Sătman până în Sălcele numai vaduri ca acele. Vai de biet român săracul, îndărăt-o de caracul, nici merge, nici se îndeamnă, nici este toamnă-toamnă, nici vară vara lui și străin în țara lui. De la Turnul Dorohoi curg dușmanii în buhoi și se așează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd, zboară păsările toate de neagra străinătate. Numai umbra spinului în ușa creștinului își dezbracă țara sânul, codru, frate cu românul. De secure se tot pleacă și zboarele-i seacă. Sărac în țară săracă. Cine a îndrăgit străinii, mâncai ar inima câinii, mâncai ar casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului. Lasă grija sfinților în seama părinților. Clopotele să se tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt să-ți aud cornul sunând și Moldova adunând. De-ai sunat din corn odată, ai să aduni Moldova toată. De-ai sunat de două ori, îți vin codri în ajutor. De-ai sunat a treia oară, toți dușmanii or să piară din hotară în hotară. Îndrăgi arciorile și spânzurătorile.